Rabbi Iosef Telușkin ne pune în față următoarea întâmplare. Într-un orășel din estul Europei, un membru din comunitate își vorbea rabinul de rău ori de câte ori avea ocazia. La un moment dat, simțindu-se străpuns în inimă, a cerut căința și a cerut iertare de la rabin, oferindu-se să Facă orice penitență va fi nevoie ca să îndrepte răul acesta. Rabinul i-a cerut să se întoarcă acasă, să ia o perină, să o desfacă la un capăt și să dea drumul penelor, după care să se întoarcă pentru următoarea etapă a întâlnirii. Omul acesta a venit dornic să experimenteze iertarea. Sunt iertat? a întrebat numai decât aproape. A venit de răspunsul. Mai trebuie să faci un singur lucru. Du-te și strânge toate penele. Dar e imposibil, a replicat omul. Exact, i-a spus rabinul. Văd că dorești cu adevărat să îndrepti răul ce s-a făcut, dar este imposibil, așa cum nu mai poți aduna penele care au fost scăpate în vânt. Oare cât de periculoase pot fi vorbele noastre? Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Să fie doar niște pene pe care le-am scăpat în vânt și ne simțim neputincioși să le adunăm la oaltă? Haideți să privim la un text cu care suntem poate mai puțin familiar din Scriptură, dar pentru mine reprezintă una din marile provocări cu privire la subiectul pe care îl discutăm astăzi. Este vorba de Psalmul 52, așezat foarte interesant, imediat după Psalmul de căință a lui David din Psalmul 51. Haideți să vedem despre ce este vorba. Către mai marele cântăreților, o cântare a lui David făcută cu prilejul celor spuse de Doeg, Edomitul lui Saul, când zicea, David s-a dus în casa lui Ahimelec. Pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule? Punătatea lui Dumnezeu ține în veci. Limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuțit viclean ce ești. Tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. Tu nu iubești decât cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare. Deci, de aceea și Dumnezeu te va doboru pe vecie, te va apuca, te va smulge din cortul tău și te va dezrădăcina din pământul celor vii. Cei fără Prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor zice: hm, Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se bizuia pe răutatea lui. Dar eu sunt în casa ta ca un măslin verde. Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat și în fața copiilor tăi voi nădăjdui în numele tău, căci este binevoitor. În urmă cu câțiva ani, când uh... M-am simțit provocat legat de subiectul acesta. Unul dintre copii mi-a văzut notițele, am discutat și au zis, e un subiect bun, toată lumea bârfește. Vorbim, vorbim mult, vorbim și despre alții, nu se poate să nu păcătuim. cei de făcut? E evident că îi putem răni pe alții când suntem iritați, supărați, în mod direct, prin adresarea noastră, dar oare cât de mare poate să fie răul prin care apelăm la vorbirea ocolită, în care vorbim despre alții când nu sunt de față, bârfindu-i, denigrându-i prin comportarea noastră. Aceasta pare să fie provocarea dimineții. Dacă suntem atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la servici, la școală, în vecini, probabil că ne regăsim în această experiență. Și auzim de multe ori, n-ar trebui să spun dar. Sau nu-i treaba mea, dar. Ai auzit ultimele noutăți? Ciulim urechile, ridicăm din sprâncene, corpul se înclină, începem să vorbim mai înșoaptă, deja am mușcat momiala. Despre plăcerea vinovată, de a discuta despre alții atunci când ei nu sunt de față, este invitația acestei zile. În Proverbe 18 cu 8 avem o maximă foarte interesantă. Cuvintele bărfitorilor sunt ca prăjiturile, alunecă până în adâncul măruntaielor. Foarte savuroasă această maximă, oare ce-o vrând să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Dacă primele trei păcate respectabile au scormonit în noi după anumite dispoziții sau atitudini interioare, azi trecem la nivelul manifestării sau exteriorizărilor. Dacă așezarea noastră lăuntrică este una păcătoasă, la fel de nocivă va fi și gestica noastră verbală. Dacă judecata este rădăcina problemei, vă dați seama, că roada absolut firească va fi vorbirea de rău. Iacov foarte bine leagă cele două aspecte în capitolul 4, versetele 11 și 12. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, observați de câte ori se repetă cuvântul frate, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu mai ești, nu mai poți fi împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Nu știu dacă observați, există o înlănțuire care merită punctată judecată vorbire de rău, negare, uzurpare și pierzare. În cele din urmă, atitudinea aceasta ne duce înspre uzurparea rolului din cosmos care aparține lui Dumnezeu, care ne va cere până la urmă socoteală fiecarea dintre noi și cum lucrul acesta ne pune într-o postură extrem de periculoasă la judecata de apoi. În pierzarea, care ne poate costa la un moment dat. De la atitudini respectabile, ajungem la vorbe mai puțin respectabile. Și de la dispoziții interioare, la ventilări exterioare. Subiectul în sine nu cred că ne stârnește, știu eu ce, mustrări de conștiință. Poate această proximitate cu Psalmul 51, în care vedem atrocitățile comise de însuși David prin ceea ce a păcătuit față de Batșeba și casa ei, conștientizăm gravitatea, răul care se poate face prin descoperirea caracterului acestui om, al lui Doeg Edomitu și prin această comparație intrigantă, ca un brici care taie în carne vie. Probabil că foarte rar am conștientizat o implicație de genul acesta, când vine vorba de felul în care vorbim, mai ales despre cei de lângă noi. Să fie vorbele noastre doar niște pene scăpate în vânt, sau mai degrabă un brici care taie, sfârtecă, mutilează suflete. Ceea ce surprinde cu adevărat la psalmul 52 este că îi adresat unui om, nu lui Dumnezeu. Dumnezeu apare în mod indirect și este invocat personal doar la final. Acesta probabil este un mecanism prin care autorul încearcă să răstoarne ceea ce se întâmplă prin denigrare, oferindu-i abordare fățișă, directă problemei. Experiența la care facem trimitere se regăsește în seria Monarhia cu care suntem familiarizați. 1 Samuel 21-22, David este nevoit să fugă, ajunge la preotul Ahimelec din Nob. După câteva zile, Saul strânge toți oștenii, oamenii, printre care era și căpetenia păstorilor, Doeg Edomitul. Fără să-l întrebe cineva, într-o tăcere de mormânt în care subalternii refuză să vorbească, să spună ceva despre lucrurile acestea, îl auzim pe Doie care spune, eu am văzut pe David venind la Nob, la Himelec. nicio problemă până aici. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde și sabia lui Goliat, filisteanul. Observați insinuarea absolut nenecesară într-o situație de genul acesta. Care-i bilanțul? 85 de preoți care purtau efodul au fost tăiați cu sabia, Masacru ce a urmat, vârstnici, tineri, copii, femei, nici măcar unul n-a fost cruțat. Și ca o paralelă tragică și tulburător de ironică, ceea ce nu le-a făcut amaleciților, le-a făcut unor oameni nevinovați, unei cetăți preoțești care îl sluja pe Dumnezeu și trăia în pace. Și toate astea din cauza cui? Din cauza limbii neastâmpărate și a unei vorbiri necalculate de care dă dovadă doeg. Așa și începe psalmul foarte sarcastic. Cu ce te lauz asupritorule? în alte traduceri, viteazule, o oh, puternice, barosane, cum traduce uh, Eugene Peterson The Message. Cu ce te lauz? Care-i care bilanțul? când tragem linia la ce s-a ajuns, nu întâmplător, limba e asemuită cu un brici care taie, uneori te rănești fără să vrei pe tine, taie în carne vie și aduce răni și durere celor de lângă noi. Nu cred că există un păcat care să fi făcut mai mult rău în bisericile noastre. Iată traiectoria pe care vom încerca să navigăm în această dimineață. Ne vom uita mai întâi la cauze, de unde pleacă, consecințe, unde conduc lucrurile acestea, și apoi la tratament sau remediu. Haideți să ne întoarcem la primul cuvânt care se găsește în această întrebare. De ce ne bârfim unii pe alții? Nu știu dacă te-ai întrebat vreodată lucrul acesta. Primul răspuns pe care îl găsesc este o anumită tentație a puterii. Și l-aș denumi pe acest tip spionul. Sarcasmul cu care începe textul surprinde bine sentimentul electrizant al controlului informația care îți dă un aer important de superioritate, a dat dovadă de o curiozitate exagerată, bolnăvicioasă în anumite situații, să fii primul care află și primul care spune mai departe, îți conferă, recunosc, un anumit sentiment de putere. Să-ți o spun pe ultima. Ne trezim de multe ori în conversațiile noastre. Unii oameni ați descoperit, au un anumit talent să te descoase au o adevărată pasiune în a ști tot ce mișcă în jurul lor despre viețile altora și n-ai povesti mai departe. O persoană mergea într-o vizită și s-a intersectat cu cineva acea persoană a observat că e un pic abătută și a zis, ce se întâmplă cu tine? Și a zis, păi, trebuie să mergi informată. Atât de greu mi-a căzut lucrul acesta când până și relaționarea noastră absolut normală în comunitate îi șuntată, îi afectată de astfel de interese, de astfel de intrigi, în a ști tot ceea ce se întâmplă, în a nu te putea bucura de conectare, de împărtășire cu celălalt, fără să discuți anumite lucrurile despre alții. Iată o întrebare bună pentru cuget. Oare am tendința să cer mai multe informații decât este nevoie? O a doua cauză e atracția superiorității, tipul judecătorului, ispita de a ne crede mai buni. Întotdeauna ne simțim îndreptățiți să vorbim despre alții pentru că avem o părere foarte bună despre noi. Observați din nou legătura cu provocarea legată de judecată. Când încetăm să ne judecăm pe noi, ne vine foarte ușor să discutăm, să disecăm viețile altora. Uh, cu părere de rău o spun, dar am auzit uneori în biserică lucruri pe care n-am crezut că le voi auzi. No, Uită-l și pe ăsta, uită și pe asta cum o veni la biserică. Trebuie să recunosc că te întorci foarte zidit și edificat după o experiență la închinare cu o astfel de atitudine în inima ta. O femeie simplă din biserica din Alba Iulia a avut o rugăciune fantastică care mi-a rămas întipărită. De multe ori am auzit rugându-se și spunând, Doamne, ajută-ne să nu batem degeaba drumul ăsta până la biserică. Atât de mult mă ajută pentru că valorizează experiența participării noastre la închinare. Presupune că trebuie să se întâmple ceva la nivel mental, la nivel afectiv, la nivelul transformării pe care Dumnezeu își propune să o lucreze în noi. Cum ne lăsăm noi modelați, asta e altă poveste. Oare mă văd mai bun, mă simt îndrituit să-i cântăresc, să evaluez tot timpul viețile altora? Iată o altă întrebare. 3. Ispita nemulțumirii. Nemulțumitul este un alt tip care va fi încurajat să vorbească despre alții. Dacă n-ai scrupule în relația cu cei de lângă tine, dacă nu te sfiești să. Uh, îți arunci cârtirile înaintea lui Dumnezeu, o să-ți pese de cel de lângă tine, nici vorbă. Cele două sunt intim, legate, conectate și se influențează una pe cealaltă. Dacă nu ne pasă de Dumnezeu, dacă nu există recunoștință pentru viața pe care El ne oferă în dar, ne va fi foarte simplu să vorbim despre unul și despre altul. 4. Ochiul rău, invidia. Invidiosul sau răzbunarea Resentimentului. În fața succeselor altcuiva, întotdeauna reacționăm fie prin diminuare, diminuarea lucrurilor bune pe care le-a realizat, da, într-adevăr, a realizat ceva, dar nu-i chiar așa. Sau încercăm să evidențiem anumite defecte sau fisuri din caracterul acelei persoane. Oare de ce simțim această nevoie profundă? de a ne comporta în felul acesta. O a cincea cauză este obișnuința. La un moment dat, după ce te-ai obișnuit cu un anumit comportament, nici măcar nu-l mai conștientizezi. Este tipul băgăciosului. Pentru că ne-am format un obicei în direcția aceasta. Revin la maxima din proverbe 18 cu 8, care e repetată în 26 cu 22. Cuvintele bărfitorilor sunt ca prăjiturile. Alunecă până în adâncul măruntaielor. Și care e problema cu prăjiturile? Și mie îmi place dulcele. Așa că are o valență personală profundă zicerea aceasta. Sunt bune, creează plăcere, le mâncăm împreună cu alții, dau dependență până la urmă. Îți vine foarte greu să te limitezi la una singură. De obicei au gust de mai adă. Sau sunt exact ca mâncărimia cu câte scarpini simți o nevoie mai acută de a continua lucrul acesta. Mai mult, oferă o hrană înșelătoare, un surogat, un substitut pentru adevărata mâncare. Nu poți trăi doar cu dulce. Unor lucrul acesta ne boicotează alimentația sănătoasă de care ar trebui să ne bucurăm. Zilele acestea am auzit vorba extraordinară unui copil de la Via care își ruga părinții stăruitori pot să iau puțină ciocolată să capăt energie pentru a merge la biserică. Observați cât de motivați și cât de convingători suntem când vine vorba de, de dulce. În al treilea rând și aspectul cel mai surprinzător, am avut tendința să înțeleg ca lunecă până în adâncul lor, în sensul durerii pe care ți-o procură. Și găsim această imagine legată de cuvântul asimilat în Ezechiel, în Apocalipsa, când profetul asimilează cuvântul lui Dumnezeu, îi dulce în gură, dar îi se amăresc măruntaiele. Dar cred că se referă la altceva. Se referă la faptul că afectează felul în care noi metabolizăm lucrul acesta. De multe ori, bârfa metabolizează sistemul interior mai bine decât credința pe care o promovăm. Că până la urmă te afectează în mod profund. E un pic de o travă pe care o ingerezi și care îți afectează în mod letal până la urmă caracterul. Să fie pentru mine bârfa o obișnuință care ea nici măcar nu-i mai acord importanță. Nici nu mai au în seamă, dacă vine vorba. 6. Rănile din trecut. Tipul răzbunătorului. Știm cu toții că e atât de greu să faci față a mărăciunii, problemelor, neacceptării în viață. Ați observat că unei persoane pe care o simpatizezi îți vine mult mai ușor să-i treci cu vederea anumite scăpări. Îi găsești circunstanțe atenuante. Unei persoane cu care nu te înțelegi sau mai mult care te-a rănit, Doamne ferește, știm cu câtă cerbicie îi evidențiem trăsăturile negative în viață. Vedeți cum funcționează răzbunarea, atitudinea nevindecată din trecut care ne urmărește. Aș aminti și frica, atitudinea cameleonului. Unii vă aduceți aminte că înainte de 89. Uh, un mecanism de supraviețuire în fața terorii era să vorbim în ascuns. Atunci când eram cu cei mai buni prieteni și cu oameni în care aveam încredere de plină că ceea ce vorbim rămâne acolo și nu se duce mai departe. Uh, și frica ne influențează în această atitudine în care uh, ne adaptăm după mediu, numai nu spunem lucrurilor pe nume și nu avem curajul să împărtășim dacă ai pățit-o cu cineva și ai încercat în mod sincer să vorbești despre o anumită chestiune, cum ai reacționat? Bă, cine m-a pus? N-am putut tăcea din gură. Și lucrul acesta îți creează un blocaj și data viitoare când poate ar trebui să vorbești deschis despre anumite lucruri. Și asta surprinde că întotdeauna suntem încurajați să vorbim pe ocolite, să facem rău altora, pentru că nu știm să ne apropiem de alții să spunem adevărul în dragoste. Și un ultim lucru, probabil că mai sunt și altele, o altă cauză, este plictisul sau lipsa de ocupație. Uitați ce spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, cu 13. Vorbește despre femeile văduve, femeile în vârstă. Totodată se deprind, observați, obișnuința, tiparul comportamental, să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, observați, o cauză care se leagă de ceea ce urmează, dar sunt și limbute și iscoditoare, noua traducere în limba română spune îsguralive guralive și băgăcioase și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Lipsa de ocupație și discuția cu vrute și nevrute despre alții sunt două lucruri care se asociază și merg împreună. Ei, întrebarea pentru cuget, dacă avem curajul să ne adresăm în această dimineață, este următoarea. Ce mă face pe mine să-i vorbesc de rău pe alții? Curiozitatea exagerată mă consider mai bun, nemulțumirea, invidia, obișnuința, rănile nevindecate, frica sau lipsa de ocupație? Dacă e un lucru care mă îngrozește legat de vorbirea de rău, de acest păcat respectabil, e felul în care ne ține înlănțuiți în răul care există în această lume. Păcatele capitale, relele majore, grave, despre care am discutat altădată. Cum începe? Pentru ce te fălești? Observați, aroganța, invidia, amărăciunea, mânia, exemplu lui Saul, lenea, minciuna, limba ta nu născocește. Să ajungi să inventezi, să născocești despre alte, alții lucruri neadevărate. Materialismul, iată pe omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui, într-un anumit rol pe care îl joci din punct de vedere social, egoismul, avariția și se bizuia pe răutatea lui. Această Siguranță, încremenire, în prostie, în răutate, de care putem da dovadă uneori în viață. Nu știu dacă observați ce diagnostic, ce radiografie face David prin ocazia care se oferă acestui om, Doegedomitu. Și asocierea iubirii, dacă ați remarcat în psalmul 52, tu iubești mai degrabă răul decât binele, minciuna decât adevărul. Să legi iubirea de aceste forme degradante, uite unde te duce vorbirea de rău. Parcă nu ne vine să credem. Un lucru mic, mărunt, faptul că ne permite să vorbim prea mult despre problemele altora, încotro ne poate duce. Câtă vreme discutăm prea mult despre alții, nu mai avem timp de noi și de problemele noastre. Poate că imaginea devine și mai grăitoare atunci când trecem la următoarea întrebare. Ce se întâmplă de fapt atunci când ne vorbim de rău unii pe alții. Ei, dacă cauzele au trezit ceva noi, eu am fost îngrozit de efectele, consecințele bârfei și a vorbirii de rău. În primul rând ne spulberă încrederea. O să zici și cei mare scofală. Pur și simplu nu poți avea relații semnificative fără încredere. Dacă nu poți avea încredere în anumite persoane, în comunitate, la locul de muncă, în relație cu prietenii și cu cei de lângă tine. Dacă auzi pe cineva că te-a vorbit de rău, mai poți avea încredere? Oare nu te simți rănit, trădat, înșelat? În Proverbe 11 cu 13, noua traducere spune, Bârfitorul dezvăluie lucruri confidențiale, dar cel demn de încredere păstrează secretele. Observați ce ne pune în față opțiunile pe care le avem. Oare suntem cei care divulgăm lucruri confidențiale sau suntem oameni demni de încredere? Nu știu, dar eu circumspect atunci când mă întâlnesc cu cineva, și laud aud vorbind despre tot felul de persoane, oferind detalii nenecesare. Gândul pe care l am e că mi-i teamă că atunci când pleacă de acolo, de fapt nu mi-i teamă, sunt absolut sigur că după ce pleacă va spune la fel despre mine altor persoane. Și te-aș invita să fii în gardă față de astfel de persoane, ca să nu o pățești. Oare sunt eu vretnic de încredere? Proverbe 20 cu 19. Bârfitorul dezvăluie lucruri confidențiale, de aceea nu te asocia cu omul care vorbește prea mult. Cel de-al doilea efect devastator este unul comunitar. Bârfa sfârtecă trupul lui Hristos. Trei imagini care mă bântuie din Biblie cu privire la efectul asupra comunității. Este un cuțit înfipt în spate, o sabie sau un brici, cum spune textul. Este un foc care poate face scrum o, căl o clădire. De la un foc mic, vedeți cât de șocați suntem de anumite imagini pe care poate le vedem la televizor. Și Iacov, în capitolul 3, ne spune, ori de câte ori bârfim, ne jucăm cu focul. Și cea de-a treia imagine șocantă îi... De fapt, o, o travă pe care o ingerăm, pe care o promovăm mai departe. Iacov spune într-un mod șocant pentru mine o înlănțuire de trei aspecte negative. Limba nu poate fi îmblânzită în rău care nu se poate înfrâna, e plină de o travă de moarte. Un apostol să vorbească în termeni atât de realiști despre ce stă în spatele vorbirii noastre, pe mine m-a lăsat fără cuvinte. Și m-am simțit unor lipsit de soluții, de remediu până la urmă, în tratamentul dur pe care îl face cu privire la subiectul acesta. În Galaten 5 cu 15, Pavel le spunea galatenilor în conflictul legat de lege, de înțelegerea unor lucruri, de a vedea mai strict, mai legalist, de a înțelege libertatea în Hristos. Observați cum, până la urmă, chestiuni de ordin religios, chestiuni pertinente, devin sursă de vorbire de rău în sânul comunității. Și Pavel le spune răspicat, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Dacă vrei să știi unul din motivele pentru care am ales să vorbesc pe subiectul acesta, e pentru că am văzut cu ochii mei relele, durerile pe care ni le provocăm unii altora. De mult îmi place ce spune Iensi și e lucru șocant pe care îl repet ori de câte ori am ocazia. Nu mă tulbură, nu mă deranjează uh, răul despre care știu că există în lumea asta. Dar întotdeauna mă deranjează, mă afectează răul promovat de creștini, de oameni care se închină lui Dumnezeu. Rănile pe care noi le perpetuăm și ne le facem unii altora. Cum vă explicați lucrurile astea? Ce am putea face pentru a fi mai buni? mai înțelegători unii cu ceilalți. Ce întrebare crucială în această dimineață. În versetul 6 îi o intuiție ciudată și caustică pentru noi. Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta și se vor teme. Oare? Trăim noi acest fior în fața acestei realități despre care discutăm. Cea de-a treia consecință, asasinează suflete. În Proverbe 25 cu 18, atât de greu ne vine gândul acesta. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, reține această înlănțuire de comparații, așa este un om care face o mărturie mincinoasă împotriva fratelui său. Pur și simplu îl dărâmi, îl zdrobești prin atitudinea în care îl denigrezi și îl vorbești de rău. Celebra ripostă pe care fiecare am auzit-o, discutăm despre o terță persoană care nu-i de față și celălalt spune, să spun eu cine-i cu tare. De unde știi tu ai avea tu acea cunoaștere deplină, obiectivă? Dacă nepăsarea îmi convertește fratele în inamic, bârfa, vorbirea de rău, mă transformă pe mine într-un asasin. În Ieremia 18 cu 18, vă dați seama să alegi să-L slujești pe Dumnezeu. Și oamenii spuneau despre Ieremia, să-L ucidem cu vorba, să urzim rele împotriva Lui. Spuneam altădată că viața profeților a fost la limita nebuniei. Au trăit pe acea margine imposibilă de îndurat în lumea asta. Să cauți voia lui Dumnezeu și un întreg norot să meargă în rătăcire, să nu priceapă ceea ce vrea Dumnezeu de la el. Cât de greu de priceput sunt lucrurile astea și cât de mult ar trebui să ne rugăm pentru sensibilizarea inimii când vine vorba de detalii de felul acesta. Te-ai gândit vreodată la valența criminală a denigrării? 4. O altă consecință e că ori de câte ori bârfești, te angajezi fără salar în slujba celui rău. Cuvântul calomnie, clevetire, vorbire de rău are aceeași rădăcină cu cuvântul diavol, care poate fi urmărit în textul original. Ori de câte ori vorbim despre alții de rău, nu facem decât să ne asociem cu altcineva care și pe noi ne pârăște înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și, nu în ultimul rând, efectul letal, fatal, ce ar putea fi mai rău decât împietrirea, decât acea stare în care să-ți pierzi busola morală, direcția în această lume. Iată o concluzie demnă de punctul acesta: ori de câte ori bărfești pe cineva, nu faci decât să te îndreptățești pe tine însuți. Efectele vorbirii de rău, e sigur că vrei să le reauzi? Ne spulberă încrederea, unitatea din comunitate, devenim asasini, angajați, fără plată în slujba celui rău și nu în ultimul rând ne împietrim. Haideți să reauzim cuvintele cu care începe textul. Cu ce te lauzi, viteazule? Și versetul 7, iată omul, cuvântul viteaz și om, sunt cuvinte care diferă doar printr-o consonă. Gibor și Gheber. Viteaz și om sau cea mai rămas din el. Oare cum ne vindecăm? Cum ne putem trata de această problemă? Există vreo șansă? Mi-aduc aminte, fiind preocupat de subiectul ăsta de ani de zile, am stat de vorbă cu cineva, răspunsul a venit sec nu există remediu pentru așa ceva. M-am desumflat. Eram în căutare arzătoare de soluții palpabile, însă, vedeți, poate e bine să plecăm de la realismul ăsta, că uneori suntem foarte încrezători în alura asta spirituală pe care o promovăm și pe care o ducem mai departe. Iată unde aș începe. Aduți aminte de ultima dată când ai fost tu vorbit de rău. Cum te-ai simțit? Îți mai aduce aminte de durerea, necazul, suferința, poate anumite nopți nedormite? No, exact așa se simte cel de lângă tine. Ăsta e punctul de cotitură, catalizatorul care poate conduce la o schimbare, care ne duce la cel al doilea pas. Oare sunt eu convins că am o problemă în domeniul acesta? Dacă nu ajungem la acest aspect, dacă nu conștientizăm lucrul acesta, niciodată nu va exista vreo schimbare semnificativă în viața noastră. Vreau să vă spun că în mărturisirea din Consilierea Pastorală am auzit tot felul de păcate. Nici măcar odată cineva n-a venit să-mi spună că are o problemă în ce privește vorbirea de rău răutatea și lucrurile pe care le spunem. Oare de ce? Nu e o problemă? Una din două. Înseamnă că vă pierdeți timpul cu mine prin ceea ce vă împărtășesc în această dimineață sau, cealaltă variantă, considerăm că da, e o problemă, dar nu e chiar atât de grav și de serios încât să necesite o astfel de atenție și intervenție. Prin urmare, nu avem nicio șansă să ne schimbăm. Apostolul Petru, în capitolul 2, cu versetul 1. Le pădați, dar orice răutate, orice vicleșug, observați sublinerea, orice fel de prefăcătorie, de invidie și de clevetire. Ce vă șochează pe voi când auziți versetul acesta? În primul rând, îi o recunoaștere tacită că biserica primară, bisericile din primul veac, aveau această problemă în biserică. Doi, ne prezintă un ciorchine al răului format din răutate, viclenie, prefăcătorie, ipocrizie, Doamne, ce valențe înfiorătoare, invidie și, sau am putea spune, care conduce la clevetire. Observați legătura cu ceea ce am discutat legat de cauze. Și nu în ultimul rând, imperativul de la începutul versetului. Le pădați! Nu vă jucați cu așa ceva Spune Petru. Dacă nu recunoști că ai o problemă și nu iei măsuri din timp, nu se schimbă absolut nimic. Ce măsuri voi lua eu după această dimineață? Oare am curajul să cer iertare cuiva într-o anumită situație că l-am vorbit de rău? Mare test de curaj și de caracter. O a treia soluție, vorbește mai puțin. E foarte greu, mai ales pentru o persoană expansivă, extrovertită, care își trage energiile din relația cu ceilalți. E foarte greu să nu vorbești sau să vorbești mai puțin. Cartea Proverbei e o adevărată colecție de perle prețioase în ce privește înțelepciunea legată de vorbire. Capitolul 15 cu 28. Inima celui neprihănit. Se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroșcă răutăți. Nu, problema nu e că vorbim, că n-ar trebui să vorbim, ci să gândești, să conștientizezi înainte de a-ți da drumul la gură în relația cu ceilalți. 4. Verifică informațiile. Sunt sigur că am toate datele problemei. Uneori e o măsură de precauție extraordinară înainte de a lansa, de a da mai departe o anumită informație. Să te asiguri că ai înțeles că ai toate datele probleme, că nu transmiți mai departe informații eronate. 5. Spune adevărul în dragoste. Dacă e un principiu care acoperă toată teologia practică, etică, așa cum o văd eu, în consiliere, în familie, în comunitate, la locul de muncă, stă în acest principiu. Dragostea fără adevăr înșală, adevărul fără dragoste nimicește. Dacă nu reușim să spunem celuilalt într-un mod frumos, respectuos, mai bine tăcem din gura. Și asta e problema pentru că vorbim pe ocolită. Pentru că avem o chestiune nerezolvată, nu putem trece peste anumite lucruri și simțim nevoia imperioasă de a vorbi despre alții pe la spate. Oare mi-am format un obicei în a discuta despre alții mai înainte de a discuta cu ei? 6. Iată o întrebare interesantă. Oare am tendința să văd cei mai buni sau cei mai rău în alții? Și șapte, apreciază lucrurile bune pe care le vezi la cel cu care nu ești de acord. Testul sănătății tale spirituale îi, într-o dispută, într-o situație tensionată, cu cineva cu care nu ești de acord, să ai puterea să-l apreciezi, să scoți în evidență și lucrurile bune pe care le face, pe care le are acea persoană. Mă voi apropia de încheiere cu poate cel mai greu cuvânt din scriptură pe tema aceasta. Cuvintele Mântuitorului din Matei, capitolul 12, cu 36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt, orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Nu spune pentru orice hulă, și pentru orice cuvânt nefolositor. Cam greu de digerat lucrul acesta, dar asta ne spune Mântuitorul. E un cuvânt care mă urmărește, care mă roade, care îmi dă de gândit. Rabbi Iosef Telușchi ne-a reamintit că schimbarea vine atunci când ne simțim străpunși, suntem dispuși să îndreptăm răul pe care l-am făcut, și conștientizăm că niciodată nu o vom putea face. Doamne, greu sună. Proverbe 12 cu 18 e motou pe care l-ați văzut, l-ați vizualizat legat de acest păcat pe care îl discutăm astăzi. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. Dar limba înțelepților aduce vindecare. Tu de care parte vrei să fii în acest peisaj? Și rugăciunea din psalmul 141 cu 3. Pune, Doamne, o strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Poate că abia acum suntem pregătiți să dăm o definiție vorbirii de rău. A vorbi prea mult despre alții și de rău, a răspândi informații trunchiate, ne... Adevărate și răuvoitoare, observați progresie de la a face din greșeală, a promova anumite informații mai departe, la intenție și trei, a denigra, a defăima, a asasina demnitatea și reputația celui de lângă noi. Poate că niciodată nu ne-am gândit în termene acestea cu privire la gravitatea vorbelor și a cuvintelor noastre. Eu încă n-am întâlnit un alt mijloc prin care să ne facem mai mult rău unii altora, este concluzia la care am ajuns. Să fie vorbele noastre doar niște pene scăpate în vânt sau un brici care taie în carne vie, sfârtecă și mutilează suflete. Într-adevăr, cele două comparații din Psalmul 52 sunt teribile, ca un brici sau ca un măslin verde în casa Domnului. Uleiul de măsline e pansament gastric, de mare ajutor la gătit, ingredient esențial în parfumuri, combustibil pentru sfeșnicul de la cortul întâlnirii și ocupă un loc de cinste în investirea regilor, profeților și a preoților, a marilor preoți din Israel. Tu ce vrei să fii? Un încrezut sau un încrezător? Un folos sau un nepretențios? Un născocitor sau un om vretnic de încredere? Un nimicitor sau un ocrotitor? Un izbăvitor împăciuitor sau un asasin? Oare limba noastră rănește ca străpungerea unei săbii sau oferă balsam vindecător? Și apropo, tu ai puterea să refuz atunci când ți se întinde o tavă cu prăjitori, spunând nu mulțumesc, sunt la dietă.